Cea mai importantă conferință națională în domeniul sănătății se desfășoară chiar astăzi la Iași. E moderată de Adrian Ursu și mergem și noi chiar acum acolo să vedem declarațiile în direct. Fără de care probabil că nu poți să vorbești în clipa de față de performanță în sănătate, pentru că antibioticul, ca să zic așa, e el însuși un reper pentru medicina românească. Bună dimineața și ne bucurăm să fim împreună. Bună dimineața și eu mă bucur că m-ați invitat. Mulțumesc Antena 3, mulțumesc dumneavoastră în primul rând că ușor ați insistat să fiu prezent astăzi. Trebuia să plec în dimineața asta la Copenhaga, este o mare licitație acolo, dar mă duc mâine dimineață, așa că cu drag am venit aici. Sigur, salut pe toți cei prezenți, ne cunoaștem majoritatea dintre noi. Ar fi și aproape imposibil, eu conduc fabrica asta de câteva decenii. Pot spune că continuitatea duce spre excelență, continuitatea în excelență, să fie clar că nu stai continuu pe un job, perseverența, inteligența, investiții inteligente și, bineînțeles, un termen care este astăzi la modă, inteligență și investiție sustenabilă. Dacă o dovadă, industria farmaceutică e o dovadă că mitul acela al grămezii de fier vechi în legătură cu industria românească e de mult spulberat. Îmi ridicați la fileu o minge extraordinară, pentru că fabrica pe care o conduc, această companie, este o mărturie clară, vie, că a fost un concept total greșit care s-a implementat în România anilor 90 și ceva. Aș spune multe, pentru că am fost martorul atâtor și atâtor evenimente prost gestionate, în care oameni, mă rog, care vremelnic au fost în conducerea unei țări, n-au știut să gestioneze ceea ce noi am avut, să fie clar. Iar aici, la Iași, putem spune aproape același lucru, să fie clar. A fost industrie de calitate, au fost multe altele, dar la fel au știut să, nu știu, să curme mai repede decât să vină cu perseverență și inteligență să facă ceva care să dăinuie. Dacă continui așa, mă ridic eu prea mult în slăb și nu ar da grozav. Dar să știți că aici unde eu lucrez de ceva timp, nu neapărat eu sunt principalul vinovat așa de continuitate, cât mai mulți oameni pe care am reușit să-i unesc într-o echipă grozavă, venim de demult, investim, gândim, investim în primul rând gândire inteligentă. Să-mi fie scuzat. Soluții pentru accesul la tratament pentru toți românii este tema principală de discuție la Conferința Națională despre Sănătate organizată la Iași sub egida România Inteligentă.